Salutare bă fraților, bine v-am regăsit aici la un nou episod de golf alături de grasul nostru impertinent, este acolo bam bam frumos în dreapta. Băi fraților, astăzi vreau să facem un nou challenge pe golf, pe care l-am gândit eu mai mult dar uitasem de el și mi-am mi reluat agenda și l-am găsit. Uh, și anume, dacă bagi ultimul, celălalt, adică grasul, adică bă, tu te blocași iar prostule. Da, no. ah, Nu. No. <laughs> îi, se, îi mai pică nețul și vă speriai uh, Celălalt trebuie să-i spună despre ce vorbească uh, Să vorbească Nu contează dacă a făcut chestia aia sau nu Trebuie să inventeze o întreagă poveste Și nu are voie să spună dacă așa s-a întâmplat Sau dacă e adevărată povestea sau nu Trebuie doar efectiv să faci chestia asta Dar ce, grăsule? Ești pregătit? Nimic, Hai. Da. 3, 2 și 1 Nu spune că ai bulan Dă-te încăcat de aici, grasule Ia, ia, povestește-ne cum a fost când ai sub prima cioacă? Vai, de mine și de mine, nu știi tu grasă de cât de șmecher a fost? Hai, de, Păi eram, eram la mare, în Constanța, și băusem ceva cam mult cei drept, băusem un pic, ba, fac. dă te mei, NU! NU! Ataci! Bă, n-ai voi aici? A, ah, ce proști suntem grasule. Uh, da. Și, bă, m-am îmbățat ca lumea și era unul, bă, cred că era, cred că era travestit. Uh -huh. Eu nu, am știut la momentul, la momentul respectiv, dar așa s-a întâmplat treaba. Și când am ajuns în cameră, ghiți ce? Asta e, mi-a băgat... Știi, știi, te prins grasule, te prins? N-am avut ce să mai zic, că că măr, eram, bă, grasule, te blocași de, de tot acum, Bun, uh, am revenit, ne picase netul habarna la care dintre noi, dar nu mai contează asta. Grasul trebuie să spună încă o... fac, o temă. Grasule, nu merge să... Da. Ah, gata, acum am merge. Uh, Spune-le, te rog frumos, oamenilor. Așa. Ce -o să le spun, Grasule? Hai, spune tu ce -o să le spun. Hai, hai, hai! Este! Este! Pune. Bine, dar tu trebuie să vorbești Păi de da, acum am asta. momentan tu eu trebuie să vorbesc, da Dar cum băgași aici? Păi simplu, dar hai spune despre ce să vorbesc, că după trebuie să vorbești da, și tu grasule Da, nu trebuie să bagi acolo, ba nu? Ba da, acolo trebuie Sim. să bag Nu Ziceți? Păi dacă da. sunt fufei și mecheri și norocos, ce vrei grasule? Crezi tu că aici trebuia? Dacă te lasă înseamnă că aici trebuia Dar nu cred că te lasă ba Deci da. nu se pune Ba da, se pune, ia, bravo Hai zi, Bine, e o temă. Hai, vorbește-ne scurt și la obiect despre când te-am bătut. Bă, eram în clasele mici, în clasele 1-4 și a venit grasul. Asta era atunci, era șmecher pe vremea aia. Și face... Bă, dă -te... știi, nu, eu nu pot să spun cuvintele exacte pe care le-a spus. Dacă nu dai tema la matematică, te va de piși pe tine. Și eu, cum eram un om cu frică de Dumnezeu, cu a vă dați seama, nu puteam să... Cum adică -ar da, să să tot l-am bătut, tot l-am bătut. Da, și până, la urmă, da, am zis că nu, că nu pot, că nu știu ce și mi-a dat un pom în gură, oale. Asta este, mai, în viața mai și pierzi. Bă, grasule, acum eu te-aș ruga frumos pe tine să le spui la oameni cum a fost prima dată când te-ai dus la trefe. Ia, spune tu. Mai abțin. mai abțin, doamne, puterea să mă abțin, Chiar insist, grasule, chiar insist. Uh, Hai, grasule, să te auzi. Păi am fost Hai. acolo și... M-a și pus aia să, să mă dezbrac Eu aveam și niște Aizmene pe mine că era iarnă <laughs> Și Așa. A început să o ia în gură Să o făie, 30 de 20-30 de secunde Și aia a fost <laughs> Mamă, dar ce experiență plăcută Ai avut grasurile Acum Sigur. tu parcă Da, eu trebuie Ala e. Și după tu de două ori. Bă, da, e cam, cam scurticica asta. Nu prea avem să așa, ne povestim. Stai așa. Păi lasă-mă să... Hai, Ia, povestește, stai aici, stai aici, povestește, povestește, hai. Lasă-mă să povestesc. De fact, ce nu, să... Păi stai că a, nu, eu, tu, trebuie eu, trebuie să dai eu, eu dai. bine. hai. Da. Uh, scurs și la obiect spune-ne despre Cand uh, când ai fost la doctor că ți-a rămas o jucărie anală în fund. Cum a fost? Fai de viața mea, grasule, a fost cea mai, cea mai nasoală experiență. A Rușine, ha? Bă, afară de rușine, că era doctoriță, nu era doctor. Și îți dai seama că m-au luat la întrebări, ce că cum s-a întâmplat, cum nu știu ce, acum eu ce să vă zic, doamnă? Am luat-o așa, hăști și gata, a rămas acolo, nu l-am mai putut să o Gata. Și, până la urmă, am scăpat. Cu chiu, cu vai, am scăpat. Okay. A, să mă piș pe tine. Acum, grasul ia, spune ne tu. Stai așa, hai, despre... Stai așa, să, să le termin eu, hai. Da, despre prima ta relație cu un băiat, grasule, cum a fost. Te-ai simțit bine A fost scurtă, nu, no, n-a fost când ne arăta lumea cu degetul pe stradă dar, <laughs> Și nu ți-a plăcut -o? Nu, mi-a plăcut păi și grasule, mai ales mai și <laughs> nu, margarină. că mai venea și cu margarine Nu, că margarine era uh, un prieten de-a lui Am uh, 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 înțeles Da Bă. Așa, și despre ce vrei să mai spun? Păi grasule, cum a fost, cum te-ai simțit tu? Prima dată când te a refuzat o fată că aveai cioaca prea mică. A, bă. Ște care e treaba? A. a fost că m-a refuzat după ce a venit de la tine? <laughs> ce țăran! Păi nu, că ar trebui să te simți bine, bă. Așa, acum eu am să-ți dau-ție. A da, trebuie să mi dai stai așa, să o terminăm pe asta să fim la zi. Spune, te rog frumos. Așa. Despre. Cum te-a prins rapid. Nu, ce le făceai tu la găini să facă așa de multe ouă? A, oleo, grasule. Păi era muncă de convingere de fiecare dată. Adică nu, nu era, era act în sine greu, dar până le prindeai. ce el, nu știau ce le așteaptă. faceau găinile A, câte trei ouă pe zi. Uh, Grasule Cum la ăsta Povestește-ne despre ăsta Momentul în care practic ai fost înfiat de măsa A, ah, când am aflat sau când? Când ai aflat, da Că practic Nu erai, nu hmm. erai sigur Bă, Se na, a fost Îți dai seama, o mică traumă da. Am trecut peste ca o familie Da eu eram mic, nu-mi amintesc prea multe. Nu, a, a fuck. Mă, ce mama ta ai, mă? Acum, bă, grasule, să știi că noi suntem alături de tine, oricum, adică nu... Acum, ia fi atent. Ah. Ia povestește-ne tu. Ce prost Așa? Cum, cum, a fost când ai făcut 20.000 de dolari într o lună doar din YouTube? A, a fost cea mai fericită zi a vieții mele, grasule. De? Eram în extaz, gagicile îmi trimiteau mesaje, făceau căci că, că... Hai să-l bati hai, vină pe la noi, că acum, acum ești și tu cineva, știi? Și m-am simțit foarte bine, îți dai seama, grasule? Foarte bine m-am simțit. Că știu că mereu, mereu eu eram pe locul 2, știi? Și a fost, a fost o experiență unică, foarte plăcută. Foarte plăcută. De. Da, cam... Cam așa au fost și au stat lucrurile. Să mă opiși pe tine? <laughs> Hai bă! Nu vrea să intre. Acum te rog frumos să ne spui ah. cum a fost când... Uh... Când? Când te-au trimis ai tăi uh, uh, la cerșit la șapte ani, uh, în piața mare. Bă, nu știu, că nu, adică știi care e chestia, că eu nu, la momentul ăla nu-mi dădeam seama de prea multe și nu mi s-a părut ceva, ceva, rău sau chestii, știi? Îmi dădeau și mie acolo după, mm -hmm. după ce terminau, îmi dădeau o gogoașă, știi? Eu credeam că lucrurile sunt roze, așa, na, așa, așa lucrează, lucrează această mm. lume. Acă așa e viața. Așa e viața, da, dar până la urmă am realizat, na, m-am pus pe, pe YouTube, am făcut aia 20.000 atunci, știi, și după n-am mai avut nevoie să cercesc. Ca să îmbinăm poveștile așa, știi? Oh, fuck. Pe păi asta e realitatea, nu înțeleg ce Da, corect, corect. Nu avem voie să, să comentăm absolut nimic despre lucrurile care într-adevăr s-au întâmplat. Pe în care? <laughs> adică faci eu mă, cu un cuier, mă. Ah, fuck. Hai. Ma, ce fac cu grasule? Ia, taci! Mo! Grasule! Stai pic, ho! Ce, ce facuși, mă? Povestește-ne tu zică despre zică? momentul ăla în care ți-ai înșelat gagica. Păi, pe care dintre ele? Curentă. <re> <sus> <comentarios> uh -huh. Ce nenorocit! M-a agățat una în trafic. În trafic? a Azi că să ne mai vedem. Păi și? Mi-a da, dat rog. și bani. Da? Dar pretez, să i prestez ăsta de de la păi A, păi deci tu de asta, practic, nu că ai fi vrut tu, știi? A, a, nu nu. mai mult pentru Bă, asta, pentru bani. Normal. Pentru bani, nu pentru. No, da, da no. așa se iartă, grasule, se iartă. Nu e nicio problemă. Bă, dar nu reușesc deloc să-mi bat picioarele. Zii, grasule. Aca. Acum spune tu când ai prins-o pe gagică ta cu ăla. Ce să mai zic, grasule, că încă mi-aduc aminte cu tristețe de momentele alea. Da, dar ai trecut peste, nu? Bă, peste bă, am dar trecut, acum a fost da, bun când ai realizat pestelele. că sunt eu, de fapt. Bă, grasule, a fost cu atât mai rău. <laughs> Ce țăran! <laughs> Ce nenorocit! Bă, dar nu mai e în pomul dau, Gata. Nu! Stai acolo! Dar ia spune. Spun, A Da, zi mă nesimțitule, că... Na, voi dacă vă duceți la biserică... Mai des așa. Cum să furi, mă, din cutia milei? Bă, grasule... A fost o perioadă neagră a vieții mele, nu vreau să mi-aduc aminte. aveam să știi că, acum na, fiind acolo, m-am dus să bat clopotul și mi-a zis părintele că să mă duc să-i număr, știi? Și acum eu mai am numărat și mi s-au părut că sunt cam mulți, știi? Și am zis, hai, se cere. Și asta e, asta a fost, asta s-a întâmplat, na. A fost diavolul, grasule, m-a, știi? Da. Na, dar... Acum e și vina mea oarecum, știi? N-am ce să comentez. Bă, eu nu aici trebuie să dau mă mâncați așa. Nu zic că eu nu sunt vinovat cu absolut nimic, grasule. Doamne frește. Da, și părintele e. Normal. Pai cum? Să-mi dea o, 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 asemenea sarcină a praf? Nu, da, și nu eu. nu bagă. Este! Fraierul nu-mi bagă. Mingiu. A, a, Ibra cadabra. A, a, e bine. Asta este, bă, grasule. Sunt niște capitole mai negre ale vieții noastre, dar trebuie să le recunoaștem acum, nu? Că oamenii mm -hmm. știu. Mai bine. Aha, fac cu treabă. Ce mama e? mă? What? Mami, ia te cum mă bag Asta au zilele mele, cât de prost sunt. Dacă de obicei? Da, sigur. Dar n-a pus nimeni presiune niciodată pe mine, grasule. Bun. Și eu nu-o bag. Nu cred că-o bag deloc. Ia să vedem. O să încerc cu o schema la dorită. Aha. Bun. Chiar o încercasem, da. Asta este. Hai zi zic, Despre ce dorești să-ți mai, să mai povestesc? Ce secrete intime alele pe care nu vreau să le desușești la nimeni. Bă, nu știu că mie cam rușine. A Nici nu mai vreau să. să, să mai aud po povestii tale sincer de <laughs>

Ce țăran, bă! Ia zi, mă, adevărul. Acum A. recunoaște. -te. Pentru ce te duci tu cu Colindu? Aia, grasule, nu suntem la, de la de sincerități aici. Bine, atunci spune-le tu, oamenilor, cum te duci tu cu Colindu doar pentru bani? Bă, fraților, mă duc cu Colindu pentru că... Ce să... de ce să vă mint acum, na, e o sursă bună Sfabani, de... Fa bani, nu-i așa? Normal, grasule, lumea, na, din mă acolo stâlp de tărie în biserică, ah, fac, în biserică, vă dați seama că îmi dă și bombonele, îmi mai dă și ele, da? O no, duc bine, n a ce Bombonele, tu le primești altă și, și, cu, și tine acum, ah, Unde trebuie grasurile să mergem? Tu Infinity and Beyond? ha ah, aici oare? Hai mă oprește Da. Sigur, dar nu pune n-am pus nimeni, ne a niciodată presiune pe mine, grasule! <tript> Ma! Ma! -a 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 grasule! Acum te-aș ruga să-mi spui cum a fost când erai lipsit de 3 ani de zile și ai zis că dacă sunt un prieten adevărat, Bac și zice ceva am în fund. Eram disperat. <laughs> nu mai vedeam altă ieșire. <laughs> oh fuck, asta a fost scârbosă mă fraților. Ca asta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați să dați și voi un like dacă a plăcut și noi să ne vedem data viitoare. Vă pupăm. Pa, pa.